Doi medici ieșeni, Adrian Covic și Diana Cimpoieșu, sunt finaliști în competiția privind medicul anului. Vorbim de o competiție amplă cu juriu internațional dedicată medicilor, echipelor medicale și spitalelor din România. Este un eveniment de recunoaștere a inovației și a excelenței din domeniul sănătății. Scopul principal al competiției este identificarea și aprecierea exemplelor de bună practică din sistemul medical românesc, reușitele individuale și de echipă. Medicul anului, echipa medicală anului și spitalul anului sunt cele trei categorii ale ediției din 2020. Finaliștii vor primi diplome de excelență în cadrul ceremoniei de premiere care va avea loc mâine la București.